Salut! Numele meu este Iulian și sunt din București. Vreau să vă povestesc cum a ajuns mama mea să fie ținută sub control la un spital de psihiatrie după ce a început să vadă o femeie, pe care, evident, doar ea o vedea. Știu că nimeni din familie nu o crede și o judecă, însă eu am dubii în privința asta și mă gândesc că e posibil să fie real. Problemele mamei existau încă de când era ea mică și știu asta fiindcă bunicii mei mi-au zis. Ea mereu a fost o fată mai fricoasă și zicea că simte că cineva este mereu în preajmă. Din câte știu, a dormit cu bunica mea până la vârsta de 14 ani. Iar dacă bunica mea pleca pe furiș, chiar și până la baie, o găsea pe mama toată transpirată și țipând chiar și în somn. Între timp, lucrurile s-au mai calmat. Sau cel puțin asta a zis ea. Însă după ce l-a născut pe fratele meu, totul s-a schimbat. Era zi de zi tristă, plângea fără motiv, se certa cu oricine, practic era cu totul altă persoană. Tatăl meu era din ce în ce mai îngrijorat, pentru că mama nu voia să mai stăm în preajma ei, iar el, săracul, se chinuia și cu munca și cu noi, și deja ajungea la capătul răbdării. După o ceartă mai puternică cu mama, a decis să meargă împreună cu ea la un psiholog, să vadă care e problema și să încerce să o ajute. Bineînțeles că a fost destul de greu să o convingă, pentru că ea, de felul ei, era destul de încăpățânată. Însă, cu ajutorul familiei, a reușit să o ducă și acolo. După ce a stat 2 ore cu psihologul, tatăl meu a început să-i pună întrebări legat de starea mamei. Însă el a zis că nu poate să știe exact ce are, deoarece după o ședință nu prea se vede cine știe ce și va avea nevoie de mai multe, pentru că ceva categoric exista. Însă, în prim plan, a dat vina pe o depresie. Mama nu a vrut să mai continue să meargă la ședințe, iar tata a încercat să-i fie alături cu absolut tot. Însă într-o seară, când eu și tata veneam acasă de la cumpărături, o găsim pe mama singură, în sufragerie, vorbind cu cineva. Ne uitam stânga, dreapta, nu era absolut nimeni. Fratele meu plângea de nu mai putea din cameră și mama nu avea nicio treabă, deși era în grija ei. Tata s-a dus atunci să vadă ce are și săracul era singur, cu scutecele murdare de nu știu cât timp. Atunci tata s-a enervat și a început să-i reproșeze mamei că nu are grijă de cel mic. Iar deodată mama luase foc și a început să amenință că își va face rău dacă nu o lăsăm în pace. Și fără să mai apuce tata să zică ceva, a luat-o la fugă și a plecat de acasă. Eu m-am îngrijorat foarte tare pentru că era într-o stare dubioasă și vedeam că tata nu are de gând să facă nimic. Tată, mergi tu după ea și stau eu cu fratele meu. Cine știe pe unde a plecat și poate își face rău. Mi-e frică când o văd așa, parcă nu mai este ea. Crezi că își va reveni? Nu mergem niciunde. Sigur s-a dus să ia puțin aer să își revină. Habar n-am ce se întâmplă cu ea. Medicul a zis că e o depresie. Bunicii tăi zic că are o problemă de mică. Eu nu știu ce să mai cred. Dar tu ai observat că atunci când am intrat vorbea cu cineva și părea toată plânsă? Nu crezi că o ia razna, nu? Nu vreau să te mint. Dar la cum se comportă în ultima vreme, asta e și cea mai mare frică a mea, să nu o ia razna. Dar vedem ce se întâmplă și am să încerc să o mai conving să meargă la un psiholog. Încearcă și tu, poate pe tine te ascultă. În seara aia am rămas împreună cu tata să o așteptăm, însă nici urmă de ea. Era ora 12 și mama nu mai venise. Atunci ne-am îngrijorat teribil. Tata mi-a chemat bunicii să rămână cu noi și el, cu încă cineva, s-au dus să o caute. Eu nu am putut să dorm în seara aia, eram prea îngrijorat în legătură cu mama. La un moment dat, tata s-a întors pe la ora 3, fără ea, și a zis că nu a găsit-o, așa că nu a avut încotro decât să sune la poliție și să le zică că a dispărut. Fiind majoră mama, a trebuit să așteptăm să se întoarcă într-un interval de timp înainte să o caute. Nu mai știu exact, dar aveau ei o procedură. Așa că am stat până a doua zi, terminați, cu sufletul la gură. Pe la prânz s-a întors și mama acasă, toată murdară și plânsă. Oricât încerca tata să-i ceară explicații, nu a vrut să zică nimic. Deci efectiv nu scotea nicio vorbă, doar s-a dus să-și facă duș și să se culce. Câteva zile am ținut-o așa. Noi încercam să vorbim cu ea și nimic, parcă nici nu existam în jurul ei. Însă la un moment dat o auzim iar vorbind singură în cameră. Tata a crezut că poate vorbește la telefon. Însă când a început să țipe și să se certe, a intrat peste ea și a văzut că vorbea din nou singură.
În acel moment, mama a început să aibă niște crize și să zică ceva de o femeie care îi face rău și care o urmărește peste tot. Tata a încercat să o calmeze, însă fără nicio șansă, așa că a chemat ambulanța și au luat-o. Am stat câteva ore și am așteptat un răspuns. Un medic a vorbit cu tata și a zis că nu are cum să o ajute. Ce are ea nu ține de ei și trebuie să o transfere către o clinică specializată în psihiatrie. Pentru noi, bineînțeles că a fost un șoc. Deși știam că mama are ceva și vedeam cât de mult se schimbase, tot era prea greu de suportat, mai ales pentru tata care le avea pe toate pe cap. Noroc cu bunicii mei care l-au mai ajutat, măcar stând cu fratele meu mai mic, deși și acolo a fost o problemă, fiindcă fiind atât de mic avea nevoie de mamă, care nu mai era deloc prezentă în viața lui. Mama a rămas internată o perioadă pentru a afla exact unde este problema, iar noi nu am putut să o vizităm. Într-o zi când am venit de la școală, l-am găsit pe tata plângând, efectiv clacase, și atunci am încercat să fiu lângă el și să îl ascult. Eu știu că e bine, probabil trece printr-o perioadă mai proastă, dar vei vedea că își va reveni și vom fi din nou o familie. Nu știu dacă să mai am speranța asta. Am vorbit cu doctorii și nu au o părere prea bună. Din câte am aflat, e de mult timp așa, dar a disimulat ea cum trebuie. Chiar și bunicii tăi știu despre ce e vorba. Păi și dacă e așa, există tratament? Se poate face bine? Sau va rămâne așa toată viața? Eu nu-mi închipui viața fără ea dacă trebuie internată. Și nu vreau ca fratele meu să crească fără mamă. Nu se va întâmpla asta. Din câte m-am mai interesat, ar fi tratament. Acum depinde mult și de ea să își dorească să se facă bine. Noi o să facem tot ce putem, însă nu ține de noi. Auzi? Și dacă ce vede ea este real? Dacă femeia aia pe care o vede chiar există și nu e doar în capul ei? E imposibil așa ceva. Sper să nu zici asta de față cu ea, că altfel îi vei da apă la moară. Până la urmă s-a întors acasă. Ținea un tratament și era mai calmă. Evident că de la pastile. Însă încercam să-i fim alături pe cât de mult puteam. Categoric nu mai era ea ca înainte, dar măcar nu o mai găseam vorbind singură. În orice caz, tata a decis să fie cineva în preajma ei mereu, chiar de era mai bine. Și doctorii ne asigurau că va fi bine. Însă tot aveam o teamă în noi să nu își facă rău, sau să nu facă rău altcuiva. A trecut ceva timp de atunci. Ne-am și mutat din casa în care stăteam și lucrurile par să se fie îndreptat. Poate era de vină casa sau altceva, nu avem de unde să știm. Oricine poate avea un moment de genul, oricine poate ceda psihic, așa că cel mai bine ar fi să-i fim alături persoanei respective și totul va reveni la normal.